Lucrările de reabilitare a sălii Pașilor Pierduți din cadrul Palatului Culturii din Ploiești au fost finalizate. Cu această ocazie a fost organizată expoziția Noi zidim istoria arhitecturii, organizată de Uniunea Restauratorilor de Monumente Istorice, care ilustrează lucrări executate în perioada 2001-2011 de un număr de aproximativ 150 de edificii înscrise în lista monumentelor istorice din 31 de județe. Tot cu această ocazie a fost lansat albumul cu opera arhitectului Toma T. Socolescu. Ionuț și Zina Macri au realizat un album care conține toate sau aproape toate, pentru că unele sunt încă în investigare a paternității desemnului, cum spunea Nichita Stănescu, a construcțiilor imaginate de către marele arhitect Toma Socolescu. Și ne face o mare bucurie ca biblioteca să poată prezenta acest album, biblioteca fiind ea însăși o creație a lui Toma Socolescu. Inaugurarea sălii Pașilor Pierduți, expoziția și lansarea volumului cu opera lui Toma T. Socolescu au avut loc în prezența a zeci de oameni de cultură prahoveni, autorități locale și simpli iubitori de artă. Trăim printre, nu numai printre evenimente, vorba lui Marin Sorescu, trăim printre monumente. Prosperitatea materială, zic o vorbă nu deloc firoscoasă, și prosperitatea materială și abundența de bunuri nu pot înlocui confortul estetic al unui suflet care se înalță prin lucrări de artă. Cât despre lucrările de consolidare a Palatului Culturii, acestea vor fi finalizate cel mai probabil anul viitor.